găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că legea privind secretul de stat va fi expertizată de reprezentanții ai NATO până când președintele Ion Iliescu se va pronunța asupra promulgării ei. Conform declarației primului ministru, experții NATO se vor pronunța în privința unor probleme tehnice legate de clasificarea informațiilor în România. Pe de altă parte, departamentele specializate ale administrației prezidențiale urmează să-i prezinte președintele Ion Iliescu în termen de o săptămână o analiză asupra legii privind protecția informațiilor clasificate. Consilierul prezidențial Octavian Știreanu a precizat că adoptarea unei reglementări în acest domeniu face parte dintre solicitările Alianței Nord-Atlantice pentru toate țările candidate. Camera Deputaților și Senatul au adoptat miercuri 7 martie anul curent legea privind protecția informațiilor clasificate. Legea introduce două clase de securitate, secret de stat și secret de serviciu, și trei niveluri de securitate pentru secretele de stat. Strict secret, de importanță deosebită, strict secret și secret. Potrivit legii, informațiile secret de stat și informațiile secret de serviciu se încadrează în categoria informațiilor clasificate, adică a celor care nu pot fi dezvăluite decât cu autorizație specială doar anumitor persoane și a căror divulgare ar prejudicia siguranța națională. O amenințare directă la adresa presei este cuprinsă în articolul care prevede că procurarea fără drept a secretelor de stat se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Această seară noi am procurat niște secrete de stat și așteptăm să fim arestați și închiși de la 2 la 7 ani. De asemenea, o amenințare la adresa cetățenilor, adică a dumneavoastră, se referă la divulgarea, difuzarea, publicarea fără drept, sub orice formă, a secretelor de stat. Acest lucru se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. În această seară am invitat în studioul nostru pentru a dezbate acest subiect pe doamna Mona Muscă, deputat Partidul Național Liberal, membru al Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă, pe domnul Emil Boc, deputat PD, membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități, pe doamna Daniela Bureanu, deputat Partidul România Mare, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare de Supraveghere a Activității SRI. Bună seara! Bună seara! Pe domnul Ovidiu Petrescu, deputat PDSR, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Bună seara! Și pe domnul Dan Jurcan, secretar de stat în Ministerul Informațiilor Publice. Bună seara! Înainte de a trece la dezbaterile, la dezbaterea propriu-zisă, dați-mi voie să vă anunț că vom prezenta în această seară fragmente dintr-un document care, spunem, nu este secret și, conform acestei legi care va intra în vigoare, am putea fi pasibil de închisoare de la 3 la 7 ani. Este vorba despre un document în care, din care aflăm cine sunt cei care l-au urmărit pe domnul Ovidiu Grecea în deplasarea domniei sale în Moldova, acolo unde și-a efectuat controlele obișnuite, nu controlele medicale, ci controlele privind privatizări ilegale și așa mai departe. Da. Două articole foarte importante, spuneam mai devreme, presa este îngrijorată și numai presa de aceste două aspecte și societatea civilă. Primul dintre ele prevede pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi pentru procurarea fără drept. Procurarea fără drept a informațiilor secrete de stat. Cel de-al doilea se referă la divulgarea, difuzarea, publicarea, precum și folosirea sau transmiterea fără drept sub orice formă a informațiilor secrete de stat, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Haideți să vedem care au fost pozițiile în Parlament, pozițiile partidelor în Parlament la această lege. Doamna Mona Muscă. În primul rând, mă refer la ce au făcut liberalii. Da, păi asta aș vrea la început, punctul de vedere al dumneavoastră. Și o să fiu foarte sinceră de la început până la sfârșit. În primul rând, liberalii, când a fost discutată legea la Senat, s-au opus categoric aceste legi și au reușit să o întoarcă din drum la Senat. Asta a fost în legislatura trecută. Opoziția era pe două motive. Primul motiv, procedural, având în vedere că această lege este cel puțin bizară, ea a fost cu o legislatură trecută discutată pe baza unei legi a domnului Timofte la Senat. La Cameră a fost un alt proiect discutat. Paradoxal, dar uite că nu e imposibil,
s-a reușit la mediere să se medieze două legi diferite și a ieșit a treia lege diferită. Pentru acest motiv și pentru că... Legea de care vorbim. Este legea de care vorbim. Pentru acest motiv și pentru motivul foarte limpede și clar că întâi trebuie să protejezi accesul la informație și de-abia după aceea să pui restricții, respectiv ar fi trebuit întâi discutată și votată clar legea liberului acces la informații și de-abia după aceea excepția, și anume secretul de stat. Deci pe aceste două motive, liberalii au reușit în Senat să stopeze înaintarea acestei legi. Și acum ne întoarcem la ce s-a întâmplat zilele trecute. Zilele trecute, liberalii au fost derutați. Derutați pentru că li s-a spus în mare grabă. Era plecat domnul Stoica din țară, dar ei pot fi derutați și fără domnul Stoica și cu domnul Stoica. V-a derutat plecarea domnului Stoica sau schimbarea vremii, doamna Mona? Schimbarea vremii întotdeauna mă derutează. De la o anumită vârstă așa se întâmplă. Dar am fost derutați de ce? În primul rând, trebuie să remarc graba cu care s-a supus la vot această lege și faptul că s-a spus explicit că Uniunea Europeană și NATO cer această lege. Am să revin asupra acestei chestiuni, pentru că Uniunea Europeană nu a cerut această lege. Deci ați votat drept urmare, s-a votat, s-a dat un vot politic pe lege, un vot politic pe lege, în schimb la cele articole care prevedeau îngrădiri ale accesului liber la informație și încă câteva, s-a votat împotriva. Eu mă bucur. Păi și la ce bun dacă pe articole s-a votat împotriva, iar la lege s-a votat pentru? Am spus că o să fiu sinceră. Sinceritatea te costă. Deci am greșit. Nu. Liberale au greșit. Motiv pentru care, în momentul în care, înainte de a se vota de fapt legea, la conferința de presă a Partidului Național Liberal, miercuri la orele 11, am declarat ferm că această lege are, înțelegem, necesitatea ei din punct de vedere al secretizării informațiilor. Orice țară trebuie să aibă o asemenea lege, dar nu înțelegem încălcarea Constituției. Grupurile parlamentare ale PNL și ale PD au demarat procedura strângerii de semnături necesare pentru contestarea legii secretului de stat. Vom ajunge și o să vă dau cuvântul la momentul oportun pentru a spune de fapt ce contestați, care dintre cele două articole. Doamna Bureanu, dumneavoastră, Partidul România Mare, cum a votat și care este poziția față de această lege? În primul rând, vă mulțumesc, domnul Tucă, pentru invitația din seara asta. De mult timp n-am mai participat la o emisiune la dumneavoastră, dar oricum mă bucur că m-ați invitat. Țin de la bun început să subliniez faptul că nu vorbesc în calitate de vicepreședinte a Comisiei Parlamentare de Control a SRI, deoarece nu am avizul acestei comisii, ci de reprezentant a Partidului România Mare. Noi ne-am situat de la bun început într-o poziție constructivă și anume am votat și vom vota legile pe care noi le considerăm necesare siguranței naționale a României și sunt deci de interes național. Această lege practic nu face decât să aducă o stare, oarece stare de normalitate, de ordine într-un domeniu extrem de delicat, cel al informațiilor, stare pe care noi o considerăm absolut necesară, ținând cont că țara se află într-un haos de nedescris și o lege, fie ea chiar puțin mai șchioapătă, pe parcurs se poate rectifica. Deci nu contest faptul că este o lege care mai are unele carențe, dar există totuși un cadru legal de unde putem porni mai departe. Lucru care va determina să votați pentru această categoric lege. Domnul Boc, reprezentantul Partidului Democrat. Aripa Băsescu sau Aripa Roman? Sau Aripioara... Aripa Partidului Democrat. Sau Aripioara Simona Marinescu? Deocamdată suntem în Partidul Democrat și vă rog, facem o echipă. Care a fost excelentă poziția Partidului Democrat și care este în acest moment? Înainte, aș dori să fac o mențiune cu privire la cele spuse de dumneavoastră la începutul emisiunii. Dacă suntem în Europa și acceptăm legislația Consiliului Europei, nu este obligația pentru jurnalist să divulge sursele. Prin urmare, nu puteți fi tras la răspundere pentru dezvăluirea unor anumite fapte, informații. Nu, dar procurare. Asta este practica. Procurare. Dar
dumneavoastră nu aveți obligația să divulgați sursa. Aveți o protecție prin lege. Simpla procurare. Păi, uitați ce spune legislația Uniunii Europene și legislația Consiliului Europene. Legea pe care s-a legea votată în Parlament. Dar noi suntem parte totuși a Uniunii Europene, suntem parte a Consiliului Europei. Numai că sunt de judecați după legile din România, după legile din Europa. Jurisprudența Curții Europene este obligatorie pentru instanțele din România. Deci dați-mi voie, sunteți de acord să mergeți dumneavoastră chiftele când sunt închis aici până ajungi la Haga? Sper să nu fie cazul, dar... Nu, da, asta e. Totuși vrem să acceptăm faptul că avem nevoie de o legislație compatibile cu cea procurarea fără drept a informațiilor secrete de stat. Deci dacă eu procur aceste informații, ajung la pușcărie. Într-o decizie a Consiliului... Și dacă dau peste dumneavoastră, așa din senin, dacă pică o hârtie de sus... E adevărat că asta se referă... Și vă apucați să o citiți împreună cu alt trecător de pe stradă, intrați amândoi la pușcărie. Și dacă mai spuneți... Da, aici intru la divulgarea, difundarea, publicarea, aici orice cetățean nu mai la ziare. Și spune domnul Bucur. În primul rând, Partidul Democrat a fost de la început împotrivă, iar în plenul Camerei Deputaților, plenul Camerelor Reunite, am susținut acest punct de vedere pe următoarele considerente. Primul a fost de natură procedurală. Și cred că aici Curtea Constituțională nu va avea decât să constate că această lege, sub aspect procedural, a fost adoptată neconstituțional, prin contradicție cu articolul 76 din Constituție. În ce sens? În cazul ședințelor comune, trebuiau supuse dezbaterii numai textele aflate în divergență. Orice s-a întâmplat, guvernul a venit cu articole noi, cu alineate noi la lege, pe care le-a supus direct plenului celor două camere. De ce ați făcut acest lucru? Îl întreb reprezentantul guvernului aici, secretarul de stat la Ministerul Informațiilor, domnul Jurcan și Dan. Nu cred că se poate spune că guvernul a venit cu o variantă. Păi, avem textul de data aceasta. Uitați ce spune textul legii, ca să fim mai bine și mai precis. Text propus de guvern și acceptat de liderii grupurilor parlamentare. O asemenea formulă există în Constituția României până în momentul de față, dacă este să ne uităm prin ea. Iar vreau să precizez că Partidul Democrat a exprimat scris punctul de vedere prin care și-a exprimat dezacordul față de aceste propuneri. Scris, înainte cu o zi de discutare a plenului Camerei. Acest text îl avem la Secretariatul General al Camerei. Deci ce scrie aici? Text propus de guvern și acceptat de liderii grupurilor parlamentare. Deci nu avem de grupeală. Spuneți, domnul Petrescu, sau domnul Jurcan, vreți să... Domnul Petrescu. Spune dânsul despre problema cu guvernul. Spuneți despre problema, vă spun că mai interesant de chiar. Nu, de asta v-am și invitat. Spuneți. Poziția guvernului este foarte clară. Ideea acestei legi a fost în mod foarte clar de a proteja cetățeanul. De aceea, poziția Ministerului Informațiilor Publice și a Guvernului este că această lege este incompletă tocmai pentru că lipsește o lege privind accesul la informație și protejarea datelor personale. Din acest motiv, în următoarele 3 săptămâni, Guvernul va prezenta un proiect de lege privind accesul la informație și protecția datelor personale. Vreau să vă spun că în toată legislația europeană, este vorba de Marea Britanie, Italia, Franța și în legislația din Canada și Statele Unite privind accesul la informație, pe lângă faptul că sunt specificate foarte clar categoriile de informații la care are acces cetățeanul, sunt specificate în același timp și interdicțiile. Deci, o informație publică este definită tocmai prin faptul că individul are acces la această informație, dar în același timp sunt impuse și restricțiile. Studiind această lege privind protecția informațiilor clasificate, vă pot spune că această categorisire sau din punct de, aceste categorii de informații se regăsesc și în la care cetățenii nu au acces, aceste categorii se regăsesc și în legile europene privind accesul la informații. Acum, sigur, din punct de vedere procedural, categoric, ați văzut și poziția premierul Năstase și, în mod categoric, dacă există ambiguități în ceea ce privește aplicarea acestei legi, guvernul le va susține. Va susține modificările. În al doilea rând, noi am susținut câteva argumente. Stați, dacă mai aveți ceva de spus la cele... Lucrurile sunt foarte clare, deci este curat neconstituțional într-o exprimare a lui Caragiale, din moment ce textul este precizat. În al doilea rând, noi am susținut faptul că această lege încarcă articolul 31 și 30 din Constituție, în sensul că acolo se prevede ca regulă garantarea accesului liber la informație și nu excepția, adică este vorba de consacrarea secretului de stat și a secretului de serviciu. Și v-aș da un citat din istoria, totuși, a gândirii politice de la Constituția Americană, unde spunea Madison: un guvern popular fără informație populară sau fără mijloace de a avea este doar prologul unei farse sau al unei tragedii, sau poate al amândurora.
Cunoașterea va domni întotdeauna asupra ignoranței și un popor care vrea să se conducă singur trebuie să se înarmeze cu puterea pe care o dă cunoașterea. Și am spus noi că avem nevoie de o lege a informațiilor publice pentru a respecta Constituția și a consacra prin excepție legea secretului de stat. În al treilea rând, avem de-a face cu o definire exhaustivă a secretului de stat și a secretului de serviciu. Noi am făcut o comparație cu toată legislația comunitară și vreau să vă spun că în nicio legislație comunitară nu veți găsi o asemenea detaliere exhaustivă a secretului de stat. Se încurajează delațiunea. În al treilea rând, nu se precizează procedurile prin care putem accede la informații de interes public. Dacă vreți să consultăm Freedom of Information Act al Statelor Unite sau oricare act din legislația europeană. Sunteți prea tânăr, dar 4 ani când ați fost la putere, de ce n-ați făcut o lege prin care să avem acces la informații? Păi, tocmai că legea a fost proastă, de aceea n-am adoptat-o. Pentru că am așteptat să fie îmbunătățită așa eu cum trebuie. Eu 4 ani de zile m-am chinuit să acces la informația publică și n-am putut din cauza guvernului PD, PNL, UDMR, PNCCD. Eu zic că este mai bine acum, când avem totuși un acces la informații, decât în condițiile în care această lege va veni. Sunt de acord că nu e bine nici acum, dar nu mai vorbiți așa de cu o detașare dintre asta totală de accesul la informația publică dacă 4 ani de zile n-ați fost în stare de dați o lege. Păi un început a fost că legea aceasta a fost inițiată. Că n-a fost perfectă, ne-am dat seama. Și de aceea acum ne-am împotrivit pentru a avea o lege totuși compatibilă cu legislația. Am înțeles, domnul Petrescu. Nu, duc, în primul rând aș vrea să fac niște precizări. Se vorbește de o lege făcută în grabă. A fost o inițiativă parlamentară votată la Senat. Votată în grabă. Atenție, votată în grabă. În 1993. Eu nu cred așa ceva. A fost votată normal. În 1993, domnul Tucă, de atunci se tărește această lege. A fost da, dar a trecut legea liliecilor mai repede. Și a vinului și a... Să dea acolo cu noastră. Apei calde. Să dea acolo cu noastră. Care nu vine. Bun. Deci nu este o chestiune făcută în grabă. În al doilea rând, acel proiect de la Senat, într-adevăr, aici au fost niște probleme de procedură, n-a fost foarte corect, s-a comasat cu un proiect venit de la guvernul PD, PNC, UDMR, nu? PNL. PDL. Acel, legea actuală cuprinde 90% prevederi din acel proiect. Proiectul ăsta nu este proiectul guvernului Năstase. Noi îl agreiem foarte mult. Asta este altă problemă. Și l-am votat. Dar nu este proiectul nostru. Este un lucru care trebuie să se știe, să fie foarte limpede. Deci, când se face istoria, istoria trebuie spusă corect, adevărat. Iar ce observația noastră este foarte bună. De ce atunci când Ministerul Justiției, pentru că Ministerul Justiției a promovat proiectul ăsta care a ajuns în această formă să fie adoptat domnul Valeriu Stoica. De ce n-a promovat atunci și proiectul ăsta nu cu accesul la informații? Nu mai întreb, că acum nu e aici și i-am întrebat pe ei. Dar eu vă spun până la PDSR. PDSR-ul sunteți la putere, da? Sunteți la guvernare, sunteți... Într-o lună va fi și legea aceea cu accesul la informații. Păi da, până să fie legea, eu vă întreb. Eu dacă îmi procur un document, e treaba mea cum îl procur. Eu o să fiu închis între 3 și 7 ani. Spuneți-mi dumneavoastră ce explicație îmi dați mie PDSR-ul la problema asta. Că eu sunt și ziarist. Sunt doar ziarist, nu sunt nimic altceva. Vă dau o explicație foarte nepopulară și care nu s-o agreați. În toate țările din lume nu se publică documente secrete. Când se publică, se asumă riscul ăsta, există riscul unei pedepse penale. De exemplu, dânșii vin cu tot felul de argumente din legislația americană. Eu am însoțit astăzi toată ziua o delegație a Comisiei Politice a Adunării Parlamentare NATO și mi s-a spus foarte târziu că trebuie să vin la această emisiune. Pentru că v-aș fi adus și eu legea secretului de Statele Unite. De două zile v-am anunțat. Asta ați anunțat pe domnul Hrebenciuc sau pe altcineva. Răspunde la telefon. Că n-am fost acum anunțat. Acum sună foarte mult și sunt mulți care n-au unități. Nu mai pot să dea înapoi telefon. Ok. Problema este că eu v-aș fi adus și legea secretului din Statele Unite ale Americii și aș fi văzut că este foarte asemănător. Am un document secret aici. Vă spune că nu există o lege a secretului în Statele Unite. Există o lege a accesului la informații publice unde există nouă excepții. Unde există nouă excepții de la informații de interes. Domnul Marius, dacă îmi permiteți, doamna Bureanu, pe cine vreți să strângeți de gât cu mare plăcere? Nu strâng pe nimeni de gât. Domnul Marius, reprezentanții celor două partide, și PNL-ul și PD-ul, au umplut ecranele televizoarelor toată ziua că doresc integrarea euroatlantică.
atlantică. Bun, în condițiile acestea, noi trebuie să fim de acord că trebuie să ne aliniem legislația cu aceste organisme internaționale. Că ne place, că nu ne place, asta e altă treabă. Dar asta este condiția. De asemenea, în acest proces de integrare euroatlantică, și vorbesc în general în cazul țării noastre și nu numai în cazul țării noastre, multe din state care fac parte din aceste organisme își pierd o parte din prerogativele suveranității naționale. Asta este un lucru cert. Uite, în primul pas, de exemplu, este renunțarea la moneda națională. Este euro. Doamna Burean, de acord. Nu, dați-mi voie să vă termin ideea. Că hai, vă rog, și după aceea să vă întreb. În al doilea rând, una din condiții este, de exemplu, transformarea Băncii Naționale a României într-o sucursală a Băncii Centrale Europene. Adică sunt niște condiții pe care dumnealor nu vor să nu vor să țină cont. Întotdeauna când e vorba de interesul național, de o lege mai restrictivă, care mai face puțină ordine în ograda asta și în debandada din țară, întotdeauna cele două partide, PD și PNL, sar imediat la beregata celor care votează aceste legi. Ceea ce mi se pare normal, doresc anarhia, haosul. Eu asta am înțeles, că doresc în continuare această anarhia, haosul care domnește în toate domeniile de activitate, de nu mai știe nimeni absolut nimic. Până să primiți replica din partea reprezentanților... Nu e mica și o replică la replică, să știți că nu mă sperii. Nu e, că noi la aici nu am făcut replicile. Doamna Burean, eu vă întreb următorul lucru. Eu am un document secret în momentul ăsta. Eu în această seară o să citesc câteva pasaje din ea. Credeți că merit pentru asta să iau închisoare de la 3 la 10? Păi depinde, domnul, tu, că, de exemplu, sunt promulgată în lege, sunt tribune. Domnule, să spun că e promulgată, că a fost votată. Dacă e promulgată, intra sa pușcărie, sigur, și noi la fel. Să nu exagerăm, domnul, tu, că da, sunt trecute în lege absolut toate cele care posibil secrete de stat. E un material făcut de serviciile secrete. M-asumați responsabilitatea. Dar nu pot să nu dau publicitate acest document în care se spune că șeful departamentului de control de la guvern a fost urmărit de serviciile secrete. Eu aș vrea să vă spun că acest lucru întâmplător mi-a fost pus astăzi întrebare de o ziaristă dacă știu ceva de genul ăsta, de domnul Ovidiu Grecea e vorba. Da. Personal nu cunosc nimic, chiar păi dacă are ceva. Dar a fost făcut public deja. Nu mai este un secret de stat treaba asta. Și, păi tocmai, dar este secret. Aici, el ca document timpul, este secret de stat. Tot timpul se aruncă, în general, vina pe Serviciul Român de Informații sau dacă nu pe Serviciul Român. N-am nicio treabă cu Serviciul Român de Informații. Sunt multe servicii ilegale care funcționează. Doamne, în acest material se zice următorul lucru. Departamentul de Control și Anticorupție al Guvernului, știți materialul? Da, a luat legătura cu toate instituțiile locale la nivel județean, abilitate, suveră date și informații. Datele verificate au început să se controleze, să aibă suport documentar în legătură cu persoane și personalități. Au stârnit interesul mediilor politice și al serviciilor speciale. S-a ajuns în situația ca oamenii ai Departamentului de Control și Anticorupție al Guvernului, subordonați direct primul ministru, să fie tratați drept infractori și să facă obiectul lor unor măsuri speciale și specifice pentru documentarea sau culegerea de date de interes operativ, care prin conexare și să denigreze activitatea Departamentului de Control al Guvernului. Toate aceste măsuri au fost luate urmare a implicării în mod direct sau indirect al unui ofițer superior cu funcții de comandă și cu legături directe în aparatul central al unui serviciu special, UM0962. De menționat faptul că de la bun început, de când s-a decis în ședința de guvern declanșarea acțiunii de control, s-au depus toate eforturile din partea UM0962 ca prin penetrarea și influențarea unor membri ai mediului politic aflat la putere să se minimalizeze controlul, obiectivele controlului sau controlul să nu vizeze mai ales județele Neam și Vaslui. Să dau nume aici. Datorită evoluției, verificări efectuate, nu este un document secret, verificări efectuate de reprezentanți DCAG în județe Neam și Vaslui, respectiv Melana, Cerealcom, operațiuni care au avut girul colonelului Oatu Ioan, domnul Oatu, UM0962 Neam pentru Melana, dar și a derulării de acțiuni comerciale prin Sprungariu Gheorghe la Vaslui, având majoritatea. Deci au folosit o mașină, autoturismul luni seara, a fost folosit autoturismul Dacia Gri, Neamț 02, aparținând unității militare 0962 Neamț și folosită în operațiuni de filaj, a preluat în scopul supravegherii bară la bară o echipă de control. Păi ce să facem? Dar există comisie de abuzuri și în cameră și în senat. Eu n-am nicio treabă cu comisia de abuzuri. Comisie de apărare care are sub ordine control acestor instituții care sunt spuse aici. Eu dacă divulg un material
clasificat acolo. Nu, nu. Domnul Tucă, în orice țară nu poate să aibă tot poporul acesta niște informații cu caracter strict secret. Hai să fim sinceri, să nu fim demagogi. Da, asta e problema. Cele menționate aici, că s-a menționat numele... Chiftelele, dar de cartofi în perioada asta, vă rog. În primul rând vreau să spun că nici Partidul Democrat și probabil că nici alte partide nu au nimic împotriva secretelor de stat ca ele să fie protejate. Doar noi dorim faptul ca informația de interes public să ajungă la cetățean, pentru că el este acela care finanțează în ultima instanță activitatea publică. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă această lege ar fi fost în vigoare, cazul precum Țigareta 2, alte abuzuri demonstrate cu privatizările existente, nu ar fi fost în vigoare, pentru că erau secrete de serviciu catalogate ca atare, iar jurnaliștii n-ar fi avut curajul să le dezvăluie pentru că intra legea secretului de stat și a secretului de serviciu. Deci noi vrem ca ordinea în această țară să se mențină, dar cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, în sensul că avem un respect față de banul cetățeanului, iar cetățeanul trebuie să aibă acces la modul de gestionare a acestui bani. Vă doare banul cetățeanului, domnule deputat, și 4 ani de zile cât ați fost la guvernare, ați jefuit țara asta și ați dus-o de marginea prăpastiei. Hai să fim serioși. Și dacă tot discutăm de treaba asta, păi uitați, vorbim de decalcarea Constituției României. Vă spune articolul 43 din Constituție, spune așa: statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigură cetățenilor un nivel de trai decent. Ce ați făcut dumneavoastră în cei 11 ani când tot ați ciuat pe la guvernare? Nu, nu vă supărați, dar hai să vorbim de Constituție. Am greșit anul? Da. Probabil și acest lucru. Vorbim de Constituție și de încălcarea Constituției. Păi vorbesc și eu atunci. Se poate? Vă rog. Doamna Buruian a spus că Uniunea Europeană ne cere o lege a secretului de stat. Nu, NATO, doamna. NATO, doamna. Muscă e o mare. Mai înainte ați vorbit de Uniunea Europeană. Am vorbit și de NATO și de Uniunea Europeană. Da, eu mă refer la Uniunea Europeană acum, doamna. Referiți-vă la ce putem... Bineînțeles. Pe urmă ne putem referi și la NATO, da? În primul rând, la Uniunea Europeană, reprezentanții Comisiei Europene de la noi, e vorba de însărcinatul cu afaceri al Comisiei la București, a spus clar la BBC că secretul de stat nu face parte din legislația europeană ce trebuie aprobată de România. În schimb, spune domnia sa, am cerut o lege a accesului la informații de care depinde și rezolvarea problemelor vizelor. Șefa de programe europene, articolului 19, este vorba, știți bine, de o organizație care se bazează pe articolul 19 din Declarația Drepturilor Omului, o organizație renumită, spune următorul lucru: legea secretului de stat le-ar putea diminua românilor șansele de accedere în UE. Ce vreau să spun prin asta? Oricine poate greși, parlamentarii cu atât mai mult. Cred că ar fi cazul să fim onești, să vedem unde am greșit. A fost în stare să o facă Adrian Năstase, primul ministru, a fost în stare să o facă președinția, am avut o lungă discuție cu domnul Știreanu pe această temă, am fost în stare să o facem și noi, grupul nostru parlamentar. Eu cred că ar trebui să vedem toți unde am greșit și să încercăm să remediem aceste greșeli, pentru că așa cum am făcut noi legea, nu ne apropiem de NATO, ci din punct de vedere politic, noi ne-am depărtat de NATO. Da, totodată, domnul Marius Tucă, dacă îmi permiteți, există decizii ale Curții Europene ale Drepturilor Omului în care se zice că dreptul la informarea opiniei publice cu privire la fapte ce privesc interesul general nu constituie o culpă în sarcina ziaristului. Deci există niște prevederi ale Curții Europene ale Drepturilor Omului. Și de ce nu le-ați introdus în lege aici? Asta e gândirea celui care a elaborat această lege. Nu este, și da, dar poate fi introdus, domnule, poate fi introdus în legea următoare. Nu e nimic bătut în cuie, nu e nimic. Totul se poate aranja. De asemenea, există o decizie a Comisiei Europene elaborată în iulie anul trecut, în care se face o prezentare în detaliu a clasificării unice a informațiilor, pornindu-se de la gradul în care, și aici citez: divulgarea acestora ar putea cauza, deci divulgarea acestor secrete ar putea cauza un prejudiciu intereselor fundamentale ale Uniunii Europene în ansamblu sau unora dintre statele membre. Prin urmare, această lege, care v-am spus, nu este perfectă, este perfectibilă și ea vine cu legea următoare, pe care am înțeles că va intra în dezbaterea Parlamentului foarte repede, legea accesului la informații. Deci dacă mă arestați între timp, doamnă Buruian, n-aveți nicio șansă să vă informați.
aresteze pentru că dumneavoastră știți să studiați o lege, știți să o citiți, știți ce înseamnă secret de stat. Material secret. După părerea mea, nu este un material secret de stat. Păi doamnă, eu vă mai citesc din el ca să vă convingeți că e material secret. Uitați-vă în lege ce înseamnă secret, ce care păi am văzut, pentru a primi noi ordine și a se consulta, e secret de serviciu. Și a se consulta cu șeful său ierarhic superior la București, colonelul Ouatu Ioan s-a deplasat o zi și m-a dat la București, ne-a revenit joi, 8.03.2000, orele 16.30 în Piatra Neamț, unde la sediul prefecturii, în prezența întregii brigăzi de control formată din directorul Tătaru, Dumitru, deci cei de la Grecia în departament, experții Panai Gheorghe Stoicescu Marius, le-au fost adresate amenințări directe cu privire la încetarea activității de control. Adică unul care lucrează la unitate specială, UM 0962, da. Se duce la cei care pleacă de la guvern din subordinea primului ministru și zice, băi, plecați de aici, amenințarea directă cu repercusiuni negative asupra viitorului profesional și particular al membrilor obligați de control, deoarece colonelul Ouatu Ioan este cel mai mare șef din județul Neamț și are puteri de pline de la București prin ordine primite de el la Virginia de Ran. Păi unde suntem în țara asta, doamna Burea? Domnul, eu nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru că nu e o anchetă în sensul acesta, nu s-a sesizat niciun organ ca să declanșeze o anchetă. Nu, dar eu sunt dispus oricând să divulg secrete de serviciu de genul ăstora. Când niște servicii secrete se duc peste un om al guvernului României și... Pe domnul Grecia să ceară o anchetă, domnul Tucă. Spuneți, domnul Petrescu. Există niște restricții în ceea ce privește accesul la informațiile secrete de stat și ele sunt cuprise și în Constituție și exact în articolul care se referă la dreptul la informare. Articolul 31, aliniatul 3, spune așa: dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau siguranța națională. Deci, siguranța națională trebuie apărată de toți cetățenii, inclusiv de ziariști, de politicieni, de toată lumea. Da? Asta da. Este niciun... Da, eu nu. Nu sunt de acord. Eu? Nu, nici într-un caz. Normal. Este treaba noastră că nu sunteți de acord. Și vă spun și de ce, dacă îmi dați voie, ca să puteți continua după aceea, să nu creadă lumea că sunt și eu de acord, nu vreau să fiu de acord cu așa ceva. Păi am spus că nu sunteți de acord, dar lăsați-mă și pe Imediat. Eu sunt convinsă că reușiți să terminați. Nu sunt de acord pentru că secretul de stat trebuie păzit de instituțiile, de deținători, de instituțiile care dețin aceste secrete de stat. Da, în sensul ăsta? Și de instituțiile abilitate cu păzirea secretului de stat. Nici de domnul Tucă, nici de mine, nici de alt cetățean român, o persoană de pe stradă. A pune în cârca unui om asemenea responsabilități înseamnă să-i dai și instrumentul cu care să depisteze care este secretul de stat, ce fel de grad de secret de stat este, mai este valabil, nu mai este valabil, e clasificat, e declasificat și așa mai departe. Haideți să-l studiați cu domnul Petrescu. Mie îmi pare rău că dumneavoastră încercați să dezinformați populația. Exact. Pentru că este o chestiune inelegantă din partea dumneavoastră. Cu ce dezinformați? Oamenii nu vor citi această lege, vă garantez eu. În lege spune clar, fiecare pagină a unui document are scris caracterul de secret. Deci numai analfabeții, cei care nu știu să citească absolut deloc, se pot înșela asupra caracterului secret sau nesecret a unui document. Asta este limpede. Și scrie în lege. Și de asta spune că nu va ști cetățeanul dacă un document e secret sau nu e secret. Dar nu e treaba persoanei, cetățeanului român. Este treaba tuturor cetățenilor să respecte legea. În orice țară civilizată, numai într-o junglă, poate că numai șeful de trib păzește... Aici vă contrazic. Da, asta e adevărat. Toți cetățenii trebuie să aibă legile. Eu vă contrazic și să respecte legile. Vă contrazic. Eu dacă pe mâna mea, ca ziarist, intră un document sau ajunge la mine un document pe care scrie strict secret și scrie ce scrie în această notă... Asta nu scrie. Nu spun dacă scrie, eu dau publicității, strict secret. Nu mă interesează. Asta este treaba noastră, este riscul noastră. Păi nu, e riscul meu, dar nu sunt de acord cu legea. Nu fiți de acord cu legea, dar... Domnul Petrescu, eu sunt de acord. Eu aduc legislația americană în care spune că dezvăluirea unei asemenea informații vă costă 10 ani de privare de libertate și 50.000 de dolari. N-aș fi de acord cu acest lucru. O să vă arăt și dumneavoastră care credeți că nu există chestia. Contras, când a fost implicat la cel mai înalt nivel președinția Statelor Unite și ziariști au divulgat această informație secretă. N-a fost niciun ziarist condamnat, ci din motive personalități politice implicate în acest scandal au fost arestate și trimise la închisoare. Pentru că este vorba de protejarea interesului public. E clar că în România avem un cult al secretului, în schimb nu avem un cult al transparenței, ceea ce e tulburător. De 11 ani avem o transparență în toate domeniile.
aveați un punct al transparenței, trebuia să spuneți că proiectul ăsta emană de la cabinetul domnului Valeriu Stoica. Nu, îmi pare rău, proiectul este, îi aparține domnului Costin Georgescu și mai ales domnului Luca. Dar cui era domnul Costin Georgescu? Nu era de la PRN. Doamnă, seriu, este independent. Lăsați-mă, doamnă, am trebuie să revenim să discutăm pe fond. Deci, eroare, domnul Nica... Și a rămas membru în continuare al dumneavoastră. Hai să rămână, doamnă, să e ilegalitate. Cum puteți să spuneți așa ceva? Formal și-a dat demisia, sigur că da. Era deputat PNL, nu? Nu vă supărați, înseamnă că actualul director al SRI este numai formal independent? Domnul Depante, da? Devine de la apărarea domnului Timofte, dar domnul Timofte lucrează numai... în domeniul legislației de numai... foarte mult timp. E independent, dar formal? Adică este, el este membru PDSR în niciun caz nu este un om obedient a toate. Este un om al PDSR-ului. Dar nu, este obedient PDSR. Orice este om al PDSR-ului, domnul Timofte, așa cu domnul, cum îl cheamă? Costin Georgescu a fost omul lui Constantinescu și al lui mai fost. Păi, dacă Tăi Harnage era independent la SIE? Păi eu bănuiesc că l-ați întrebat vreodată, că ați fost deputat PNL ce căuta la Monte Carlo cu Dan Fischer și cu cine mai era, și cu Dorin Marian? Ce caută doi demnitari ai statului a Monte Carlo? Să văd unde umblă și ce. Păi le-a dat și poza astăzi în Curentul. Poftim. Ce căutau la Monte Carlo? Păi viața privată poate fi. Ce viață privată, domnule? Că au salarii 2 milioane de lei, 5 milioane. Știți cât costă biletul la Monte Carlo? Să dea banii și comisioanele, că nu mai ține țara asta. Păi domnul, de aceea vrei domnul Petrescu, știți de ce nu sunt de acord? Spuneți, domnul Petrescu. Știți de ce nu sunt de acord? Da. Să vă spun de ce. Pentru că în perioada în care dumneavoastră ați fost în opoziție, din Ministerul de Externe s-au furat documente secrete. Știu. Ce s-a întâmplat cu anchetele care au încercat să afle adevărul în acest caz? Eu sunt de acord, exact cum spunea și doamna Mona Muscă, să fie arestat, să fie condamnați cei care trebuie să apere aceste documente și nu o fac. Și le scot și le dau presei. Nu se face cu nimic vinovat ziaristul care vine cu un document secret, obține un document secret de la ăla care trebuie să-l apere. Să fie condamnată la întâi. Deci în perioada în care era, știați că președintele Emil Constantinescu a folosit un astfel de document în campania electorală? Da. Păi ăla care, la ăla trebuia, pentru ăla trebuia făcută legea, care trebuia să apere documentele și să nu lase să fie furate din minister. Păi domnul Tucă, vedeți ce interes a fost ca legea asta de 93 să nu intre în vigoare? Nici acum nu intra în vigoare dacă organismul NATO nu cerea. Nu ar fi intrat niciodată în vigoare. Domnul, vreți să vă spun ceva? Haideți să vă dau un exemplu din presă. Un ziarist, un redactor simplu, un reporter care vrea să-și facă meseria cum trebuie și vrea să aibă succes în meseria asta. Că fiecare dintre noi vrea să aibă succes, fiecare dintre noi. Pune mâna pe un document secret și se duce la redacție și publică. Vreți să spuneți că ziaristul ăsta merită închisoare de la 3 la 7 ani? Mai ales dacă în acel document e vorba, nu știu de ce mare interes național, strategie, apărare, ci e vorba de faptul că, așa cum scrie în acest document, că serviciile secrete se ocupă cu ascultatul cum... Știați că mulți dintre deputații PRM sau parlamentarii PRM au divulgat secrete? Știați? Nu. Păi e cazul domnului Bucur, care n-a făcut altceva decât să spună opiniei publice, da? Divulgând niște, stați puțin, niște documente secrete că Serviciul Român de Informații ascultă convorbirile. În cazul ăsta, deputatul dumneavoastră, doamnă, trebuie arestat și condamnat între 3 și 10 ani închisoare. Însă, eu cred că nu trebuie arestat pentru că domnia sa a scos la iveală niște abuzuri ale Serviciului Român de Informații, serviciu care se ocupa cu ascultarea convorbirilor telefonice, fără aprobarea parchetului. El a fost deci vedeți cum dintr-o dată... Da, bineînțeles, păi, bine, păi, haide să... Nu, el a fost condamnat cu suspendare. Cu suspendare. Ca și Alexa, ca și Alexa. E același lucru. Sigur că da. Și domnul Alexa n-a făcut altceva decât da, să scoată la suprafață abuzul. Da, care-i problema? Au fost condamnați. Păi și vreți să fie în continuare o lege care să-i condamne foarte clar pe cei care scot la suprafață abuzurile, fie ziariști, fie oameni din sistem? Că vreți să vă spun ceva? Da. Până la urmă, urmei, sunt de acord să nu fie condamnat nici cel care scoate un document secret când e vorba de abuzuri ale SRI-ului, poliției sau ale justiției. Asta înseamnă guvernarea transparentă. Știți care e primatul unei legi democratice? Interesul public. Ăsta trebuie să primeze, interesul public. Dacă jurnalistul reușește să vină în sprijinul interesului public, divulgând chiar și secrete care aduc prejudicii interesului public, bravo lui! Domnul Tucă, dacă îmi permiteți... Ați respins în Camera Deputaților legea asta, doamnă, legislatura trecută. Dacă n-a fost, vise... eu nu sunt... Ba da,
comisia de... Păi nu, dar ați votat în plen legea asta, doamna. Domnule, noi n-am recunoscut greșeala că am votat acum. De ce nu o recunoaște și dumneavoastră? Adică primul ministru recunoaște această greșeală, da? Și face un pas înapoi și bravo lui și îl felicit că a făcut acest lucru. Că nu e ușor ca prim-ministru să recunoști că ai greșit. Președinția face același lucru. Noi facem același lucru. Și noi să o țineți langa că e bună legea. Nu e bună, domnule. O țineți dumneavoastră balanga, doamna Muscă, vă spun eu. Încalcă Constituția. Degeaba, nu încalcă nicio Constituție. Dumneavoastră ați încălcat Constituția ani de zile și acum la legea administrației locale în care s-a oficializat a doua limbă, maghiară. De ce n-ați ieșit pe toate fronturile? Hai lăsați-mă că toată populația României știe și mai ales populația Ardeal. De ce n-ați ieșit tot la fel cu atâta vehemență să susțineți în presă că să încalcă Constituția României. Acolo ați trecut și ați acceptat. Ba, dacă o singură limbă este oficială în România. Înseamnă că toate țările din Europa încalcă Constituția din Uniunea Europeană. Domnul Tupă, dacă îmi permiteți, în cazul integrării NATO, după cum știți că suntem o țară care toate partidele parlamentare ne-am expus punctul de vedere și anume dorim integrare în structurile acestea euroatlantice. Mă refer în special la NATO. Este o alianță militară care operează normal cu documente, date, tehnologii militare și politică, secrete. Doamnă. Da, păi asta am vrut să spun. Deci, nicio organizație militară, nicio organizație politico-militară sau economică nu va agrea în, lângă ea o țară care nu poate să-și păstreze propriile secrete, dar emite secretele altora. Asta e problema, pentru că în clipa în care noi intrăm în NATO, vom prelua și secretele altor țări. Nu întreabă cu NATO și cu secretele NATO. Nu ne-am pronunțat că vreți să intrăm abuzurile, abuzurile poliției, SRI și așa mai departe. Bine, există ale pentru... Justiției. Uitați, de exemplu, abuzurile SRI. Care se regăsesc în documente SRI, secrete, doamnă? Care e problema? Deci care se regăsesc în documente? Ce face Comisia SRI? Ce acces? La ce acces? Acces, dar eu vreau să vă spun doamne, că sunteți în Comisia SRI, a spus și legislatura trecută. Da, domnul. La ce ați avut acces, doamnă? Pentru că nu s-a vrut. Păi, nu s-a vrut. Asta eu acum consider ca noua componența comisiei să vă dați-mi voie o secundă, alte rezultate. Să vă, dați-mi voie o secundă să vă citesc ce prevedea legea numărul 23 din 17 decembrie 1971. Da, vechea privind lege. Păi e aceeași, doamnă, ca asta. Privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România. Doamne, că e vorba de alte state. Cum adică? Păi e vorba de statul comunist și acum de statul așa zis capitalist, că noi trăiesc capitalist cu o untură pe pâine. Articolul 1. Apărarea secretului de stat este datorie patriotică, obligație de onoare a tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România, muncitori, țărani, intelectuali și alte categorii de oameni ai muncii, prin care aceștia și aduc contribuția la apărarea cucerilor revoluționare ale poporului român, a independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului nostru. Dați voie să articolul vă citezi 2. Articolul 3, ce se spune aici? Deci, protecția informațiilor, constituie o obligație legală și o îndatorire civică a tuturor cetățenilor României prin care se exprimă fidelitatea față de țară. V-am zis că seamănă. Articolul 2. Constituie secrete de stat potrivit prevederilor codului penal informațiile date și documentele care prezintă în mod valid acest caracter, precum și cele declarate sau calificate astfel prin hotărârea Consiliului de Miști. Transmitere sau divulgare informațiilor. Deci e vorba de legea numărul 23 din 17 decembrie 71 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România. Deci transmiterea sau divulgarea informațiilor, datelor și documentelor ce constituie secrete de stat, pierderea, deținerea în afara îndatorilor de serviciu, distrugerea, alterarea ori sustragerea documentelor cu un astfel de caracter, neglijența care a avut drept urmare una din aceste fapte sau care a dat posibilitatea altei persoane să intre în posesia unor informații, date sau documente de natură să pună în pericol interesele economice, tehnico și civice, militare sau politice ale statului, precum și orice alte încălcări ale norme privind apărarea secretului de stat, constituie fapte deosebit de grave și sunt pedepsite de legea penală. La articolul 27, divulgarea, difuzarea, publicarea, precum și folosirea, ori transmiterea. Și când ați votat, când ați votat pentru, nu citiți rețeta asta? Nu, dar nu citiți rețeta articolul ăsta, că eu l-am citit acum, pregătindu-mă pentru emisiune. S-a mutat un pic centru discuției. Cu secretul de stat, toată lumea este de acord că trebuie să fie protejat. Această lege care protejează este în vigoare. Problema este cum asigurăm accesul la informația de interes public. Ori, dacă vă dau un exemplu... Aici iar vă bag în legislatura celor 4 ani, că n-ați făcut-o. Păi am făcut-o, numai că n-am reușit să o ducem până la capăt. Și ce vreau să spun? Dacă în legislația americană există 9 cazuri de restrângere a accesului publicului la informație de interes general, în legislația noastră avem 14 cazuri și mai avem încă unul ce spune alte domenii stabilite prin lege. Oricând guvernul, oricând, poate să introducă în categoria secretelor de serviciu sau a secretelor de stat orice informație care nu-i convine la un moment dat. Ne oprim puțin pentru publicitate și stați pe aproape, ne întoarcem imediat. Да.
sunt Cristina. Am venit pentru interviu. Hai, interviu. Scuze, uite, m-a stropit o mașină. Uite cum facem, îți dau un tricou de-al meu. Bine. Ce proaspăt. Ștefan, speli cu Dero? Sigur că da. Dero spală excelent, dar nu te curăță și de bani. Dacă nu crezi, încearcă chiar acum. Ce te costă? Cu noua sa formulă, Dero cel de acum e chiar mai bun. Mulțumesc pentru interviu. Curat și parfumat. Efect garantat. Dar e udă. Trebuie să păstrez tricoul tău. Nu-i nimic. O să am eu grijă de bluza ta până data viitoare. Dero spală bine și împrospătează. Nescafe Brasero. Te trezești cu o cafea bună. Tenul frumos are nevoie de 3 etape de îngrijire de la Nivea Visage. Curățare profundă. Escu, nici Escu. Eu vă spun că am glumit, că nu în momentul ăsta, stați o secundă, nu să vă spun de ce. În momentul ăsta, se fac toate sondajele, ziceați că e cald și că vă grăbiți. Acum văd că vreți să stați. În toate sondajele astea, pe locul întâi e Adrian Năstase, la popularitate, pe 2 e Băsescu. Băsescu a ieșit primarul general al Capitalei, partid... Domnul Tucă, 96, știți cine era pe locul întâi în sondaje? Înaintea lui Ion Iliescu și înaintea cine lui... Cine era domnul Dumitrescu? Domnul viitor în acea perioadă, primar în acea perioadă, Ciorbea, viitor prim-ministru. Primul sondaj. A fost cel mai puternic argument pentru care domnul Emil Constantinescu l-a numit din funcția aleasă. Dar n-a apucat să fie primar nicio zi, domnul. Domnul, s-au apucat, nu știu, o perioadă destul de scurtă. Eu cred că dacă... A fost vreo 2 ani, dacă vreți să știți, primar. Dacă cine? El până și-a dat demisia, vreo 2 ani, a fost o incompatibilitate. Nu a fost chiar. A fost și primit. M-au exercitat, spune. Voiam să vă spun întâi de toate că dacă aceasta este cota de popularitate a lui Traian Băsescu, asta înseamnă că este un bun candidat în România pentru că se bucură de recunoașterea unui număr important de votanți. Asta însă nu înseamnă că e un bun președinte de partid și revin la această idee. Vă rog să analizați puțin mai atent lucrurile. În plus, modelul acesta de haiduc... Ion Iliescu, ce președinte de partid a fost domnul 4 ani de a câștiga pe DSR-ul alegerile și el a ieșit președinte? Ce președinte de partid a fost? Știți că care a existat fost, o diferență care de au fost de calități? Între... Spuneți-mi și mie, ce a făcut Ion Iliescu 4 ani ca președinte al partidului? Deci eu cred că... Când vorbeați de președinte partid, ce a făcut? A structurat partidul, l-a organizat? Dacă vreți să discutăm despre președintele țării, pot să vă spun că ceea ce la... Se votează oameni, nu contează că votez pentru președintele partid sau pentru șeful scării, doamne. Votul pentru președintele partidului democrat se consumă în interiorul partidului. Exact. Este cu însă totul ține cont de realitățile înconjurătoare. Ca să folosesc un termen de geografie. Ar fi o mare greșeală, domnule Tucă. Traian Băsescu este, trebuie să-și folosească această popularitate pentru candidaturile doamna lui Marinescu, în afara partidului. Știți de ce a fost ales Adrian Năstase președintele PDSR? Cred că a fost singurul candidat. Uitați-vă la mine la domnul... Eu am răspuns, nu domnul Dumitrescu. Dacă nu avea domnul Dumitrescu, ieșea domnul Roman cursă. Președinte. Cum? Cred că a fost singurul candidat. A fost singurul candidat. De ce a fost singurul candidat? Pentru că a ajuns spre prim-ministru, doamnă. Da, ce credeți că ar trebui să facem o paralelă între personalitatea lui Traian Băsescu și personalitatea lui Adrian Năstase? Nu, să discutăm problem. De persoane diferite, eu, de conjuncturi dumneavoastră diferite. Aveți dreptate când spuneți că în partid e altceva, pentru că eu cred că lupta este foarte strânsă. Între, cel puțin între primii doi candidați, întrucât au avut timp să-și depună candidatura. Acum ați venit și dumneavoastră mai târziu. De acord că într-o oarecare măsură, e altceva lupta într-un partid sau lupta pentru președinția unui partid. Însă nu poți să nu ții cont de realitățile înconjurătoare. Da, în plus, cred că dacă facem o analiză a presei, am greșit în ceea ce privește ce analiză presei? Eu nu fac nicio analiză a presei. Mi-aduc aminte că era un ziar care promova modelul de... Eu fac analiza unui cetățean din România. Eu sunt cetățean. Modelul de haiduc pe care îl aduce în politică Traian Băsescu. Doamna Marinescu, eu sunt cetățeanul Marius Tucă. Nu mă las nici, n-am făcut nici analiza unui, nici măcar a unui ziarist, a unui cetățean care observă și are de suficiente, să spunem,
informații pentru a judeca oarecum corect acest lucru. Și aveți o simpatie personală pentru Traian Băsescu, dacă acesta este subiectul pe care doriți să-l discutăm. În ce constă simpatia mea față de Traian Băsescu? Am constatat în această seară din tot ceea ce ați spus. Eu n-am făcut altceva decât să vă înfățișez, să vă pun în oglindă realitatea. Dar puteți ști mai bine decât noi ce este în interiorul partidului, domnule. Eu nu vorbeam de interiorul partidului, doamnă Marinescu. Eu vorbeam de realitățile alea înconjurătoare. Le-am denumit așa ca să înțeleagă toată lumea. Domnule, tu chiar vreau să întreb, pentru ca să reconstruiești un partid cum e Partidul Democrat, după ce vine din alegerile eșuate, după ce a fost la guvernare și are nevoie de un respiro și de o reconstrucție, ai nevoie cumva de timp? De timp, nu mai zic de concepție, nu de... Nu mă las la întrebări, că nu mă pricep, zău. Eu vă spuneam de asta o problemă. Și problema este cum credeți că cineva care este atât de implicat în politica de conducere a partidului... Stați un pic să termin. Stați, nu că vă rog, partidul se conduce. Terminați. Deci va avea timp să facă acest lucru. Nu va avea timp. Și atunci ce va face probabil domnul Băsescu? Ceea ce este normal. Ceea ce probabil că face și la capitală cu sectoarele. Nu? Sau ar trebui să facă. Și domnul Mici Ionescu Chintu s-a condus Partidul Național Liberal. Nu vorbim de o funcție aleasă, care poate a doua funcție aleasă în stat, în mod sigur. Și cu acoperire care este. Deci, va delega aceste responsabilități de conducere unei echipe. Care echipă? Asta ați dat un răspuns mai înainte. Nu, imaginea partidului și reconstrucția partidului ține de rezultatele, fie că se află acel partid la guvernare, fie că se află în opoziție. Dacă încercați să mă convingeți să pune semnul egalității între popularitatea... Dom'le, credeți că PDSR-ul ăsta e un mare partid în România, în teritoriu, că a fost bine organizat? Da. Nu, domnule, acumulați voturile negative, pentru că 4 ani... Cred v-ați distrat cu țara. Voi, noastră aveți meseria noastră de ziarist, eu zic că sunt om politic și vreau să vă spun că pe cine crede că PDSR-ul nu are o structură puternică în teritoriu și nu e un partid structurat, acela se înșală, iar faptul că în alegerile locale au obținut un rezultat foarte bun, denotă acest lucru, el fiind mai bun practic decât rezultatul. Credeți că aia din Caracal care au votat PDSR-ul abar n-au de cine e șeful filialei, dar hai să zic că în provincie mai știu. Că acesta este viitorul politic în România? Cred că nu, însă eu vorbesc de realitatea, doamna Marinescu. De acord cu dumneavoastră, pot să fiu de acord, că nu asta înseamnă politică. Ceea ce susține dumneavoastră este că Traian Băsescu ar fi un foarte bun candidat la președinția României, dar nu... Nu susținut nimic. Asta este, dacă mergem pe popularitate și ce votează, un foarte bun candidat la președinția României și un candidat la președinția unui partid, față de care responsabilități, eu personal, cred că nu poate să facă... Hai să vă spun altfel, că nu vreți să înțelegi. Pentru că trebuie să fii un om de dialog, da? Deci, un om de dialog nu se ceartă și câte voturi a luat, domne, Roma la nivelul întregii țări și câte a luat Băsescu la capitală? Haideți să mergem și pe un exemplu. Hai să mergem pe alt... Cum? Se compară cele două domnul campanii? Tuca. Nu știu de ce este același lucru să fii primarul capitalei sau să fii președintele țării? Nu, dar hai să dau un exemplu. Deci domnul Traian Băsescu s-a urcat în barcă cu echipa de tineri. Domnule, eu nu pledez pentru cauza lui Băsescu, domnule. Domnul Traian Băsescu s-a urcat în barcă cu echipa lui de tineri. I-a spus echipa lui Băsescu, el era la cârma aia sau ce se numește, da. Și au luat unul și ceva procente mai puțin decât bătrânii, Petre Roman și profesorul Filipaș, au luat la Senat. Cum explicați acest lucru? Păi nu știu, întrebați-l pe Traian Băsescu. Văzut, ați dat și răspunsul. Mulțumesc. Publicitatea. Sunt și situații în care trebuie să mă descurc singură. Iar eu, când fac un lucru, îl fac așa cum trebuie. O curățenie perfectă înseamnă mai mult decât îndepărtarea petelor de suprafață. Noua formulă Omo Inteligent curăță hainele în profunzime, îndepărtând chiar și cele mai dificile pete. Astfel, chiar spălate la temperaturi joase, hainele tale vor arăta impecabil. Cei dragi mă consideră expert în toate. Rexona are acum o formă specific feminină. Îți oferă 24 de ore de protecție intensivă, cum nu ai mai văzut niciodată. Noul deodorant stick Rexona. Revista FHM. În luna martie dă muzica la maxim cu 10 hituri pe un CD cadou. Luna asta FHM sună tare. Tenul frumos are nevoie de 3 etape de îngrijire de la Nivea Visage. Curățare profundă, tonifiere și revigorare, hidratare delicată. Fiecare etapă contribuie la menținerea frumuseții naturale a tenului tău. Convinge-te de aceasta în fiecare zi. 3 pași spre frumusețea ta de la Nivea Visage. Da, spuneți, doamna Marinescu.
începusem să vă povestesc cum e cu modelul de haiduc în politica românească, fiindcă am citit într-unul din ziare, cred că în ziarul Curentul săptămâna trecută, o pagină despre haiducul Traian Băsescu, o chestiune pe care eu n-am mai întâlnit-o în presă până acum, probabil că este un element de campanie înainte de depunerea unei moțiuni. Nu cred în șansele unui haiduc politic la conducerea Partidului Democrat, pentru că Partidul Democrat este o echipă de oameni cu foarte mult echilibru în dialogul politic. Nu suntem într-un continuu atac, nu avem adversari oriunde și dacă avem adversari politici, există o altfel de armă în politică, și anume cuvântul, dialogul, bătălia din partid. Trebuie să țină cont de realitățile alea de care spuneam eu, de rezultatul la alegeri, de rezultatul la primărie, de sondajele de opinie. Acesta este motivul pentru care partidul a decis, cum spuneam la început, Convenția Națională Extraordinară. Mm-hmm. Partidul a vrut o schimbare la vârf. În ce măsură poate să influențeze aceste elemente votul în PD? În ce măsură? 5%, 10%, jumătate sau... Deși nu credeți asta, eu aș vrea să vă spun că maniera în care sunt susținute programele politice, acele moțiuni care vorbesc despre viața Partidului Democrat în următorii 4 ani, va determina votul. Este un vot serios, matur. Deci se va da pe moțiuni? Da, pentru că... Liderul, în principiu, noi suntem cunoscuți în partid. Și domnul Petre Roman și domnul Traian Băsescu și eu suntem persoane moțiuni, cu... adică programul pe care îl propune candidatul pentru următorii 4 ani. Și apoi trebuie să știți că va mai conta ceva esențial în interiorul partidului. Noi, colegii, nu ne putem minți unii pe alții. Cred că Partidul Democrat așteaptă la vârf o conducere care să deschidă ușa atunci când există o întrebare într-o organizație județeană. Așa cum n-a venit colegul meu... Conducerea asta o vedeți ca pe o echipă? Da, evident, este un consiliu politic format din vicepreședinți și președintele partidului. Așa cum Radu Berceanu n-a venit astă seară pentru că n-are nimic să ne spună, așa cum Traian Băsescu ne-a trântit telefonul, cam așa s-au comportat în general în viața politică și asta este, dacă vreți, acesta este motivul pentru care partidul, de data asta oamenii care vin din organizațiile județene, a decis o convenție națională extraordinară pentru o schimbare și de atitudine la vârful partidului și, evident, de oameni. Domnul... Până acum, cei doi contracandidați ai mei prezintă niște liste de susținători cam din aceeași zonă, oameni care au avut în mână frâiele Partidului Democrat și care au dat toți bir cu fugiții după alegeri, spunând că există un singur vinovat. Domnul Dumitrescu, ce credeți că va câștiga, cine va câștiga? Cel care va veni cu un program, cu o moțiune bună, cu o echipă de susținere bună? Deci toate la un loc contează în economia acestei ecuații și sunt convins că Partidul Democrat are resursele în cele 3 candidaturi sau mai e posibil să mai apară și altele, pentru că nu e încheiat. Am zis că și domnul Romeo Raicu și-ar putea de până Nu știu, n-am auzit, dar... Eu am auzit, teoretic, există, de București, probabil. Există teoretic această posibilitate. Realitatea este următoarea. Primordial, cred eu, este să răspundem la întrebarea încotro Partidul Democrat și cine va da răspunsul cel mai bun, cel mai veridic, cel mai aproape de realitatea de care vorbiți dumneavoastră, cine va demonstra că are și capacitatea, potențialul construcției, dialogului politic, recunoașterii politice și resursele pentru a face acest lucru, probabil că se va angaja și va fi recunoscut ca atare. De asemenea, trebuie avut în vedere și am menționat și mai menționez încă o dată ideea că acest prilej nu trebuie să fie un moment de ruptură sau un moment de dezbinare. Iar acest lucru, pentru că pericolul există, trebuie să fie garantat prin personalitatea celui care va conduce partidul, prin capacitatea acestui om de nu a respinge, ci de a apropia, de a purta dialogul și de a nu fi, nu de a fi obstrucționist, de a fi înțelegător, ca să spun așa, înțelept, între ghilimele, și nu controversat. Deci, de acest lucru va depinde dacă Partidul Democrat va trece peste această etapă. Să nu uităm că viața este cea care ne dă totdeauna cele mai multe exemple. Și n-am să iau exemple din străinătate, unde sunt mai multe exemple din România. Aduc în discuție din nou pe DSR-ul. A trecut printr-o fază foarte dificilă imediat după alegeri. A existat riscul ruperii. De fapt, o parte importantă, APR-ul, a plecat. Atunci un grup de 17 parlamentari au plecat. Ce s-a întâmplat în interiorul partidului? Nu s-au
poziționat cei doi lideri, care acum sunt unul de o parte și de alta, au făcut o echipă împreună, au reconstruit partidul și au câștigat alegerile, pentru că în politică ăsta este rezultatul. Că PDSR-ul a fost reconstruit de țărăniști, de dumneavoastră și de liberali. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la emisiune, pentru faptul că ați avut curajul de a ieși și de a vă susține opiniile, dumneavoastră, să spunem, opiniile și argumentele din partea taberei Roman, doamna Simona Marinescu, propriile opinii și argumente pentru candidatură, în timp ce tabăra Traian Băsescu se dă o tabără de analiști politici, ori nici vorbă să fie așa, plin de fițe și alte garofițe, și acum știu de ce a închis telefonul domnul Băsescu. Dumneavoastră vi l-a închis. Nu mai are unități, doamna Marinescu. Publicitate. Se îngrașă prea repede? Simte diferența cu noul Pantene Clarifying. Special formulat, transparent, curăță în profunzime îndepărtând toate rezidurile. Îți simți părul scârțâind de curățenie și păstrezi senzația unică de păr curat mai mult timp. Pantene Clarifying. Îți simți părul curat mai mult timp și se vede. Te îmbată ca aerul din asfințit unei zile de vară. Un astfel de parfum nu poate trece neobservat. Summer Breeze, nou în colecția de nor. Parfumuri care încântă lumea. Da, le mulțumesc încă o dată celor doi invitați și le urez succes celor doi candidați, domnului Roman și doamnei Simona Marinescu. O să inventăm prin statut și o semnătură pe moțiune din partea presei, să spunem, ca o... Cu mare plăcere voi semna pentru dumneavoastră, doamna Marinescu. Oricum veți avea o moțiune. Întotdeauna țin cu cei mai slabi, pe cuvântul meu de onoare. Întotdeauna am ținut cu cei mai slabi. Vă referiți îmi place la datele fizice. Nu, îmi place să mă bat pentru cauzele aproape domnul pierdute. Sunt alături de dumneavoastră. Cred că ați vrut să spuneți că totdeauna ați ținut cu sexul slab. Nu, cu sexul frumos, nu pot să folosesc expresia sexul slab. Deci, doamna Marinescu, încă o dată vă spun, cu mâna pe inimă, îmi place să mă bat pentru cauzele aproape pierdute. Deci sunt, întotdeauna o să semnez pentru dumneavoastră dacă e nevoie. O să fie pentru prima dată când ați trăit o altă experiență, domnule Tuca. E de bine sau nu, că nu-mi dăm de seama. Vom vedea. Mulțumesc mult de tot pentru participare. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.